sperăm să fie o petrecere frumoasă și sunt convins că așa va fi. Ce le urez în acest moment Mirilor? Casă de piatră, să fie fericit, să se iubească foarte mult și pentru cât mai mult timp. Sunt minunați împreună, sunt doi copii frumoși care cu siguranță vor face o familie foarte frumoasă. Care ar fi sfatul tău pentru un cuplu aflat la început de drum? Sfaturi ar fi multe, dar sunt destul de maturi și sunt atât de frumoși încât sunt convins că știu ce au de făcut. Urmează o etapă a vieții lor foarte frumoasă. Sperăm că vor veni și copiii cât mai curând, pentru că copiii bucură o familie foarte mult, îți dau ceva de nedescris și sunt convins că acest lucru se va întâmpla foarte curând. Știi să dansezi dansul ăsta care se aude pe fundal? O să mă învețe cineva, probabil. Am un transplant de fașă plantară, nu pot să dansez foarte mult, dar mă voi distra și voi încerca să fac dansurile la care știu că pot să particip. Profităm de ocazie, te întrebăm scurt doar despre tine. Ce urmează în cariera ta? Sunt la nuntă acum. Următorul pas pe care îl voi face atunci când va fi o melodie mai lentă, să-mi invit soția și după care și copiii la dans. Asta e singurul lucru la care mă gândesc în momentul de față. Nu știu ce va fi. Aștept, am răbdare, vedem de oportunitățile care se vor ivi. Deocamdată mă bucur de vacanță, mă bucur de familie, pentru că sunt foarte mulți ani de când în această perioadă a anului eram plecat în cantonamente, atât ca jucător cât și ca antrenor. În sfârșit, pot să zic că am și eu o vacanță la sfârșitul lui iulie, când de obicei nu mai eram printre ei. Anul acesta, după foarte mult timp, jucătorii naționali au scos oameni în stradă, cum o făcea și voi în 98, spre exemplu. E un lucru bun. S-a creat așa o emulație foarte frumoasă în jurul echipei naționale. Sperăm să continue și sunt convins că acest lucru va continua doar atunci când vom da continuitate rezultatelor, când vom reuși, de ce nu, probabil să ne calificăm și la un campionat mondial, când vom avea calificări consecutive la turneele finale, pentru că văzând ceea ce au făcut românii în Germania, cei 30-40 de mii de oameni care au participat la meciurile echipei naționale, ar fi păcat să nu le dăm această posibilitate și să nu ne vadă lumea că și noi românii știm să trăim fotbalul, știm să trăim sportul și știm să ne comportăm într-un mod foarte civilizat. Ce-i urați lui Ianis pe plan profesional, pentru că în plan personal am auzit? Să joace, să facă cât mai bine, să facă ceea ce știe, să recupereze și cred că în ultima vreme a trecut peste acea accidentare pe care a avut-o. Nu e ușor, durează, e o etapă destul de grea în viața lui să revii după o asemenea accidentare, dar cred că e pe drumul cel bun. Sunt convins că anul ăsta va juca și o va face foarte bine, atât la echipa de club unde va evolua, cât și la echipa națională. Vreau să ne întoarcem acum un pic la nuntă. Adelina are pantofii pregătiți pentru dans? Adelina era pe tocuri, că de-aia am venit cu mașina, și fetele la fel, și mi-au zis că nu pot să meargă pe dalele astea pe aici. E pregătită. Ea e tot timpul pregătită pentru dans, așa sunt și fetele noastre. În ultima perioadă am fost la o nuntă la alta, unde ne-am simțit bine, am dansat. Repet, nu dansuri de astea, pentru că eu nu pot. Cine dansează mai mult, Adelina sau tu, Cristi? Ea. E o dansatoare mult mai bună decât mine. Eu sunt ăla. Dau din mâini și din cap, eventual. Apropo de Adelina, care e secretul căsniciei voastre? 16 ani împreună. Multă înțelegere, meritul în mare parte e al ei. Am spus odată, ori, e stâlpul familiei noastre, e acea care susține totul, atât pe mine, cât și se ocupă foarte mult de copii, de educația lor. Eu sunt cel care încearcă să se preteze la cerințele soției mele, pentru că ea este, așa cum am zis, capul familiei. Secretul e multă, multă răbdare, să accepți defectele celuilalt, să te bucuri de momente împreună și să treci peste momentele mai puțin bune, pentru că nu totul e roz. Cu alte cuvinte, căsnicie fără compromis nu există. Nu există. Depinde acum de compromisuri și ce compromisuri ești dispus să faci, dar noi avem norocul că ne înțelegem foarte bine, pentru că nu suntem
Nu ne asemănăm foarte mult, suntem foarte diferiți, dar în același timp reușim să compensăm lucrurile astea foarte bine și să ne vedem de viața noastră în liniște și cu cât mai puține probleme. Probleme am avut și noi tot timpul. Cristi, o ultimă întrebare. Știu că și tu ai făcut nuntă aici, dacă nu mă înșel. Cum e să te întorci după cât, 16 ani, 17 ani, tot în același loc? Au venit oameni să-mi spună că ei erau aici acum 16 ani, pentru că dacă nu mă înșel, noi am făcut prima nuntă în acest domeniu, în sala de acolo. Erau oameni care lucrau la vremea respectivă aici, acum sunt în continuare aici și mă bucur să-i revăd, dar e un loc special, e un loc frumos. Sper să fie de bun augur și pentru Ianis, așa cum a fost și pentru noi, pentru mine și Adelin. Bună seara! Spune-ne, te rog, care ar fi mesajul tău pentru familia Hagi Junior la început de drum? Bună seara! Care să fie cel clasic, Casa de Piatră, să fie fericiți! Mulți ani de acum încolo împreună și sănătate mult. Care ar fi sfatul tău pentru ei? Acest drum al căsătoriei este, sper să fie lung și este greu. Sper să fie înțelegători unul cu celălalt și răbdători. Intri la dans, intri la hore machidonești? Nu știu, să vedem mai târziu. Curioasă, Ardi, unde e soția în această seară? De ce nu e soția? A rămas în mașina de Da, este acolo pentru care tocuri. Să dansați împreună. Da, bineînțeles.